Salutare, dragii mei lei, și bine v-am găsit la citirea voastră. Dragii mei, ne întâlnim în cadrul unei premiere, până la urmă, vorbim despre Short Zodiac. M-am gândit să fac acest zodiac foarte scurt, în câteva minute, pe tot anul 2024. M-am gândit să fac acest Short Zodiac pentru voi, pentru a veni cu mesaje bonus în afara zodiacului pe luna februarie și în afara bonusului zodiacal pe luna februarie, pe care îl poți găsi pe canalul meu de membri. Tot ce trebuie să faci acolo este să apeși butonul Alătură-te. Iată că vin cu aceste minute în care vreau să vin, bineînțeles, cu mesaje către voi, mesajul îngerilor și, bineînțeles, totodată mesajele cărților de tarot. Nu uita totuși că este o citire generală și este bazată pe energia colectivă, dar este o citire ce vizează pe toți cei care au soarele, luna, ascendentul în semnul leului, poate și nodul nord în acest semn. Dacă dorești să rămâi alături de mine pe acest canal și vrei să fii la curent cu tot ceea ce postez eu aici, nu uita să apeși butonul de subscribe și clopoțelul. Vă mulțumesc enorm de mult pentru faptul că ne-am strâns atât de mulți aici, dragii mei. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți de fiecare dată și pentru că așteptați clipurile mele cu atâta entuziasm. De asemenea, te invit să mi te alături și pe celălalt canal de YouTube, Verum Daemoniorum, linkul îl găsești în descrierea clipului. Hai să vedem care sunt mesajele îngerilor pentru cei din semnul leului. Mesaje importante pentru cei din acest semn. Mesajele îngerilor pentru cei din semnul leului. Am o bufniță aici, care se tot uită la mine. O să-ți arăt imediat. Și o bufniță și un cazan. Facem un spell pentru lei. Am și o lampă fermecată. Am de toate aici pentru lei. Bun. Aer proaspăt. Bun. Așa cum am zis, vreau să-ți arăt această bufniță. Și bineînțeles cazanul. Și stă aici, mă privește, se uită la mine, mă asistă în această citire. Bun, dragul meu leu, wow, mesaje foarte frumoase pentru tine în următoarea perioadă, bineînțeles. Nu știu care va fi perioada, am spus că nu vreau să mai dau așa perioade de timp, pe săptămână, pe lună, pentru că din punctul meu de vedere nu funcționează așa. Leul nu numai că are nevoie de prospețime în viața lui, ci are nevoie să închidă odată pentru totdeauna ceea ce a fost până în anul 2023. Și cred că asta ți-am mai spus-o. Desigur, mă repet, aceste mesaje merg către anumite persoane. Dacă viața ta este perfect roz, dacă viața ta este minunată, dacă ai în viața ta o persoană minunată, nu va fi cazul de așa ceva. Doar că leul manifestă în luna februarie și martie, manifestă legea atracției foarte, foarte mult. Și de ce spun asta? Pentru că tu, dragul meu leu, asta mi se transmite în acest moment, în anul 2023 te-ai cam tot jucat, dar te-ai jucat bine de tot. Nu, n-a fost așa o joacă de copii. Nu, te-ai jucat cu tine, cu sentimentele tale, te-ai jucat cu acest du-te vino. Simt că ți-ai pus încă din anul 2023 această idee în capul tău că nu mai vrei să fii cu această persoană, cu acea persoană. Și acum să știi că se manifestă. Deci toate gândurile pe care tu le-ai avut spre sfârșitul anului 2023, acum se manifestă, repet. Și lasă-mi în comentarii dacă este așa. Avem primul mesaj al îngerilor, aer proaspăt. Îți duci copilul la grădiniță? Poate aveți copii unii dintre voi. Corpul tău are nevoie de împrospătare cu aer oxigenat produs de iarbă, de copaci și de flori. Petrece mult timp afară, cât mai aproape de leagănul naturii mamă. Dă la o parte perdelele și deschide ferestrele pentru a te împrospăta pe tine și casa. Iată, dragul meu leu, vorbim despre prospețime, aer curat, munte, de ce nu mare, chiar dacă suntem în luna ianuarie, de ce nu? Mie îmi place marea și iarna.
chiar dacă mi se pare înspăimântătoare, dar este extrem de frumoasă. Tot ce este înspăimântător mie îmi place. Leul are nevoie de nou. Tu ai nevoie să ieși din cutia aceea și să respiri ceva nou, o iubire nouă, o viață nouă, alte principii pe care ți le poți crea, desigur. La tine totul vorbește despre noutate. Și așa cum ți-am spus, avem legea atracției. Dar ce mai simt aici la tine este faptul că în această perioadă, februarie și martie, ți se va oferi de către Univers oportunitatea de a ierta o persoană sau acea persoană să te ierte pe tine. Mi se pare că nu poți să treci peste etapa asta. Și tu știi, dragul meu leu, că etapele în viață nu se sar. Și îți mai spun așa un mic secret, chiar dacă sunteți mii de oameni care mă ascultați acum, vă spun un secret tuturor. În momentul în care vrem să pășim către o viață nouă, indiferent cât de greu este, avem nevoie să mergem către persoana din trecutul nostru și să spunem în felul următor: îmi cer iertare pentru lucrurile alea pe care nu am putut să ți le ofer. Îmi cer iertare pentru că poate te-am mințit. Îmi cer iertare pentru că nu am fost sinceră cu tine atunci când a trebuit. Îmi pare rău și îmi cer iertare pentru durerea pe care ți-am provocat-o. Cu voință sau fără voință. Da? Este foarte important, credeți-mă. Deci dacă vreți să aveți o viață frumoasă întotdeauna, înainte să închideți o ușă, să aveți conștiința împăcată că nu a rămas nimeni supărat pe voi. Asta simt să spun, dragul meu leu. Legea atracției. Mai vorbim și despre legea atracției, care, bineînțeles că face referire și la acest aspect. Acum ce se întâmplă în viața ta va fi ceea ce tu ai făcut unei anumite persoane în trecutul tău apropiat. Fiecare gând este o investiție care aduce imediat dividende. Deci investește cu înțelepciune. Ai puterea să-ți alegi gândurile și să te umpli cu iubire, cu pace, cu armonie. La cererea ta, noi îți vom acorda cu plăcere energiile la frecvențe mai înalte. Ai foarte mare grijă, dragul meu leu, ce faci acum cu acțiunile tale și cu gândurile tale. Mesajele cărților de tarot pentru cei din semnul leului. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, exact ce spuneam, ai făcut parte dintr-un joc și cred că ultimii 2 ani din viața ta n-au fost deloc așa cum poate ar fi trebuit să fie ca să-ți aducă liniștea. Pentru că eu nu sunt aici ca să spun ce trebuie și ce nu trebuie. Chiar dacă știu că am acest defect, de care nu pot să scap, zic foarte des trebuie. Bun. 2 de monede. Ai oscilat. Poate ai avut legătură cu cineva din semnul scorpionului, foarte puternic mi se arată acest scorpion. Și începând cu luna noiembrie 2023, lucrurile chiar au luat o razna aici. Sunt cărți care arată foarte, foarte puternic conexiunea cu persoana aceasta, cu acest scorpion sau cu această scorpioancă în unele cazuri. Este o persoană care, repet, în ultimii 2 ani de zile ți-a oferit cumva sentimentul de familiaritate, de familie sau probabil a încercat să se integreze, a încercat să-ți ofere această familie, dar nu a putut, nu s-a putut. Aici pentru că și tu ai oscilat destul de mult. 2 de monede. Ai crezut în persoana asta, după care n-ai mai crezut în persoana asta, ai văzut-o inițial ca fiind potențialul pentru a-ți întemeia tu ceva, dar după aia probabil s-au întâmplat lucruri care te-au făcut să te răzgândești. În primul și în primul rând mi se pare că tu trebuie să închizi acest capitol. La baza pachetului, iată, avem și regele de cupe,
Rac, Scorpion, în mare parte Scorpion și Marele Preot. Marele Preot care reprezintă totuși o rigiditate. Ai nevoie de disciplină în viața ta amoroasă, în viața ta sentimentală. Crede-mă ce-ți spun, asta simt. Multă, multă disciplină. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că ai și temperanța aici, îngerul echilibrului, care îți spune că în momentul ăsta poate ar fi bine pentru tine să nu te implici în nicio altă relație. Serioasă mă refer. Pentru că tu încă nu ți-ai găsit acest echilibru. Și când spun echilibru, mă refer la emoțiile tale cu gândurile tale. Ele trebuie să fie în tandem în momentul în care vorbim despre o persoană care intră în viața ta. Desigur, nu vorbesc într-un mod idealist, pentru că nu va fi nimic perfect. Dar tu să te simți bine, să fii ok. Viitorul apropiat, 3 de monede, pajul de bâte și justiția. Wow! Aici vreau să mai extrag o carte pentru tine. Clarificare pentru justiția, să văd despre ce este vorba. Bun. S-ar putea ca mulți dintre voi să-și schimbe în următoarea perioadă meseria. Alții vor trece printr-un proces în următoarele 3 luni de zile. Avem și acest 10 de monede, care să știi că este o carte foarte bună, arborele sefirotic, completare, apogeu, final poate să fie, mai ales pe cariera ta. Dacă nu vorbim despre asta, pur și simplu înseamnă că este o ocazie foarte bună pentru tine în acest an, în care cred că e posibil să ai încă un job, este posibil să fii avansat la locul de muncă. Ceva se întâmplă aici cu acest 10 de monede. Mulți bani văd în poziția ta, dragul meu leu. Mulți bani. Poate să fie și business, de ce nu? Creativitate. Dar justiția arată, pe de o parte, lucruri legislative care trebuiesc rezolvate până în luna octombrie acestui an. Dar mi se pare că vei scăpa, să zicem, de niște apăsări sufletești în legătură cu anumite proprietăți sau poate case sau terenuri, ceva de genul ăsta mi se arată pentru tine. Dragul meu leu, îți doresc tot succesul din lume, așteaptă-te să intre în viața ta toată această energie și nu uita de legea atracției. Mi se pare că ăsta este mesajul cel mai important în acest moment. Ai grijă de tine, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ai urmărit și până data viitoare îți doresc toate cele bune. Te îmbrățișez!